legea pensiilor speciale, legea prin care PSD și PNL salvează aceste pensii, le-au adăugat pe repede înainte, iar USR s-a luptat pentru fiecare argument și pentru fiecare amendament al nostru respins. Încă de la prima trecere prin Parlament, noi aveam amendamentele corecte care să elimine categorie cu categorie pensiile speciale și să le treacă pe contributivitate. Azi le-am susținut în plen, senatorii puterii ni le-au respins bucată cu bucată. Ce face astăzi PSD împreună cu PNL? Ne-au și spus de la microfonul Senatului. Atât s-a putut. De fapt, nu se ating aproape deloc de pensiile speciale, încep niște noi reguli abia peste 5 ani și prelungesc o abordare graduală până peste 38 de ani. Cred că pot păcăli și Comisia Europeană începând aceste noi reguli după terminarea PNRR-ului și că vor putea prelungi până când, probabil, peste două generații și nepoții noștri vor plăti aceste pensii speciale. Încă de ieri, când am avut pe masă 80 și ceva de pagini de amendamente, au mers pe repede înainte, au picat toate soluțiile USR în câteva secunde și le-au trecut pe ale lor la vot, pentru că, bineînțeles, au numerele și, așa cum spunea PSD-ul odată, pentru că pot. Reforma pensiilor speciale ar trebui să aducă două elemente. Echitate în sistem, dar și asigurarea sustenabilității finanțelor publice, sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Ca atare, această lege ar fi trebuit dezbătută și în Comisia pentru Buget Finanțe din Senat. Din păcate și în mod abuziv, absolut abuziv, această lege nu a fost repartizată pentru dezbatere și Comisiei Buget Finanțe. De ce? Pentru că le era frică de discuțiile din această comisie. La prima variantă a legii, la începutul anului 2023, am avut un aviz, numai nu raport, la Comisia Buget Finanțe și, într-adevăr, am reușit să aducem multe clarificări și am reușit să-i facem de râs, de fapt, că votul este la această odioasă coaliție PNL-PSD. Ci ce am mai văzut astăzi, că este un concurs între Parlament și Curtea Constituțională, cine dă mai multă putere acestor legi, acestor pensii speciale, cine face ca aceste pensii speciale, de fapt, să nu dispară niciodată. Și ce se întâmplă? Aceste pensii speciale împart România în oameni onești, muncitori și șmecheri. Aș mai adăuga spunând că astăzi USR a fost singurul partid parlamentar care a votat împotriva acestui simulacru de reformă. Deși România avea ocazia să elimine o nedreptate socială cumplită, și anume împărțirea țării între cei care trudesc pe glie și ies la pensie la 65 de ani, unii cu pensia minimă în plată, alții cu o pensie medie contributivă de 1600 de lei, acești oameni, cu complicitatea PSD și PNL, muncesc să plătească pensiile acelea nesimțite, de care am tot vorbit, de peste 40.000 de lei pe lună, a pensiile specialilor. O parte dintre speciali sunt în magistratură și în sistemul judiciar. Astăzi, prin ocazia de a îmbunătăți proiectul de lege a domnului Budăi din decembrie 2022, am fi putut să mutăm ceea ce visam cu toții, aceste pensii pe principii de contributivitate. Acum câteva luni, USR a spus că falsul pachet de reformă nu este constituțional, nici procedural și nici din punct de vedere conținut, și am avut dreptate. Curtea Constituțională a respins atunci soluția găsită de Parlamentul majoritar PSD-PNL. Astăzi spunem din nou că se greșește. Se greșește și ca principiu. Nu eliminăm din nou nicio pensie specială. Vom avea la fel de multe pensii speciale și pe viitor și se greșește și pe procedură, semnalizând de fiecare dată abuzurile procedurale, atât în Comisia reunită de ieri, când am primit amendamentele seara, și cât și în plenul de astăzi, așa cum au spus colegii, forțat, haiducește, adăugat repede pe ordinea de zi, poate scapă acest subiect de ochiul public. Ce este cel mai grav, în opinia mea, este incapacitatea guvernului să răspundă la o întrebare simplă. Cu noua formă a legii, câți bani se economisesc pentru statul român când noi, de fapt, pare pe toate gardurile că scriem criză și gaură la buget?
Răspunsul băguit a fost, nu știm, vă dăm răspunsul în scris. Este jalnic pentru România, stat european 2023, să ai astfel de răspunsuri din partea unui minister. În consecință, nu doar că au votat această monstruozitate PSD și PNL, dar au votat în orb, fără să avem date de impact bugetar. Așadar, astăzi, prin ceea ce a hotărât majoritatea plenului Senatului, repet încă o dată, USR, singurul partid parlamentar care a votat împotriva acestei legi greșite, am pierdut încă o dată pentru români, pentru românii de rând, ocazia să fie tratați egal într-o țară care își tratează și își iubește toți cetățenii la fel. Și pentru claritate absolută, să fie clar, AUR a votat pentru aceste legi. În vreme ce aproape toți românii susțin eliminarea pensiilor speciale, AUR, acest partid care nu știe altceva în afară de demagogie, dar tăcere pe aceste subiecte, inclusiv în comisii, a votat astăzi pentru, cot la cot, cu colegii de la PSD și PNL. Atât s-a putut. AUR a votat astăzi proiectul PNL-PSD, atrag atenția reprezentanții USR, spunând că ei au fost singurii care s-au opus modificărilor apărute peste noapte, spun ei, practic, în legea pensiilor speciale. Oamenii care ies la pensie la 65 de ani trebuie să plătească pensiile specialilor. Așadar, astăzi s-a întâmplat ceea ce era cumva previzibil. A trecut foarte ușor de Senat proiectul în urma noilor discuții, pentru că cei de la Curtea Constituțională nu au fost de acord cu câteva dintre articolele din această lege extrem de controversată, iar proiectul ar trebui să meargă mai departe la Camera Deputaților.